Istorie. Este o carte și de literatură. O să vă citesc, n-am să mă pot abține să vă citesc câteva textulețe și o să vedeți că nu e chiar Harms, dar e un Harms social, un Harms contemporan, un urmuz mai concis și mai direct și mai dur și chiar mai artist. Cartea începe în 92, 91, așa, 91, se termină în 2000 parte și fiecare an are un singur desen. Ceea ce la început mi-a părut foarte rău că nu sunt mai multe desene, dar totuși sunt 20 de desene. După aceea mi-am dat seama că astfel Dan a dat voie textelor să respire și să exprime altfel, fără ajutorul desenelor. Exact cum ați văzut că au evoluat desenele lui Dan Berjovski de la ceva mai complicat spre ceva mai simplu și mult mai sugestiv decât la început, unde practic la început desenele povesteau ceva, acum sugerează și acționează foarte direct, foarte dur și pe față. Exact așa vedem în cartea asta că textele lui Dan au evoluat. La început erau o selecție, nu sunt toate textele de atunci până acum. La început erau descrieri ale unor întâlniri culturale, erau analize de expoziții, erau gânduri despre o carte. După aceea, textele lui au ajuns așa cum le cunoaștem noi astăzi, foarte scurte și foarte directe și foarte, foarte faine. Am să vă citesc câteva dintre ele și după aceea am să las pe colegul meu mai tânăr, Flaviu Sartelan, pe care multă lume îl știe de muzică. Suntem la un club de muzică, Rockstar. A cântat la formația căreia Mihnea Blidariu zice Viavers. Și în curând va debuta cu o carte foarte interesantă, pe care o va lăsa aici, atunci o să-l invităm în mijloc. Acum deocamdată stă bine în mat. E underground deocamdată. Deci, ce scria Dan Berjovski în 1994? Cu cât, se diverge pe mijloacele de comunicare, cu atât comunicăm mai puțin. Ne uităm la imagini, vorbim cu imagini, ascultăm rupt de ceilalți muzică la Walkman. Ne grăbim, nu mai avem timp. Celălalt e cel pe care nu-l vom întâlni niciodată. Cu textul ăsta vreau să zic că nu s-a schimbat absolut nimic de 94 până acum.